a început numărătoarea inversă. În câteva zile vorbim despre 2023, la trecut. Fiecare an e un amalgam de emoții, de experiențe, de zile condimentate cu de toate, pentru ca la final, ce să ne dorim altceva decât tradiționalul cele rele să se spele, cele bune să se adune. În multele urări ce se fac zilele acestea, se repetă obsesiv parcă o frază. Priviți spre noul an cu speranță. Întrebarea e, de unde luăm speranța? De la politicieni? Nu. De la economiști? Nici atât. De la patroni? Și ei dau din numeri. Adevărul e că tânjim după o speranță de mai bine. Și dacă tot o căutăm, ar fi indicat să o căutăm unde trebuie, pentru că oriunde ne-am uita, totul lasă de înțeles că vin vremuri grele. Într-o dimineață, un tânăr artist intra într-o cafenea, fiind foarte entuziasmat că a fost angajat să picteze portretul unui om cu bani care avea o firmă de construcții. Nu se așeză bine că dădu cu ochii de un ziar lăsat pe masa vecină. De fapt, ceea ce îi atrase atenția era un titlu scris cu litere de o șchioapă. Vin vremuri grele. Aceste cuvinte îl puseră pe gânduri. Patronul cafenelei trecu să-l salute și, văzându-l îngrijorat, îl întrebă dacă s-a întâmplat ceva. Tânărul îi răspunse trist că trebuie să plece, căci vin vremuri grele, așa că el trebuie să muncească la lucrarea lui. Patronul începu și el să se frământe. Poate chiar vin vremuri grele. Devenea din ce în ce mai îngrijorat pe măsură ce se gândea la vorbele tânărului. Își sună apoi soția, rugându-o să nu se supere, dar ar fi bine să-și anuleze comanda pentru rochia cea nouă, deoarece este cam scumpă și s-au anunțat vremuri grele. Aceasta, la rândul ei, sună la magazinul unde își comandase rochia și o rugă pe patroană să-i anuleze comanda. Își ceru scuze, dar fiind vremuri grele și trebuie să facă economii. Patroana n-a avut încotro și a anulat comanda, dar își aminti că a auzit ea la știri cândva că vin vremuri grele. Așa că a sunat imediat la firma de construcții pe care o angajase pentru executarea unei lucrări de extindere a magazinului. L-a anunțat pe constructor că va renunța pentru moment la lucrare, deoarece vin vremuri grele și nu își poate asuma un asemenea risc în acest moment. Constructorul s-a întristat la auzul acestei vești, motiv pentru care s-a grăbit să-l sune pe tânărul artist, spunându-i că dorește anularea comenzii pentru portret, întrucât vin vremuri grele și acesta nu este un moment potrivit ca să cheltuie banii pe lucruri artistice. Copleșit de supărare, tânărul artist a acceptat cu resemnare vestea că doar s-a întâmplat așa cum anticipase. Posomorât, porni spre cafeneaua favorită să-și înnece amarul cu un pahar de vin. În timp ce stătea din nou așezat la masa lui, zări iar ziarul pe care scria "Vin vremuri grele". De data asta s-a ridicat și a luat ziarul pentru a-l cerceta mai bine. Surpriză! Ziarul data de acum 5 ani. Cineva despachetase farfuriile pentru restaurant și o filă de ziar vechi se rătăcise pe una din mese. Chiar dacă ziarul e vechi, el spune adevărul. Vin vremuri grele. De altfel, acesta e și mesajul cărții Apocalipsa. Așa că nu vă puneți speranța în vremuri, în progresul științei, în avansul tehnologiei. Puneți-vă speranța în Dumnezeu. Vremurile se schimbă și nu în bine, dar Dumnezeu rămâne același, ieri, azi și în veci. Așadar,
cum să ne raportăm la anul vechi și la anul nou. Creștinul, spunea preotul Nicolae Steinhardt, este cel ce nu trăiește nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent. Trecutul nu-l apasă, viitorul nu-l îngrijorează. Dumnezeu ne pune la dispoziție prezentul. Trecutul a fost rezolvat la cruce. Viitorul e în mâna Lui. Pentru anul ce vine, nu uitați. Domnul însuși va merge înaintea ta. Scrie negru pe alb în Deuteronom 31:8. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.